Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. Say zebra. But we get up and start from the ground. And hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Este sâmbătă, stă mașină, este sâmbătă dimineața, nici nu știu exact câte ceasul, cred că vreo 9. Mă duc la cumpărături. Inițial trebuia să am o clientă la unghii, doar că mi-a dat mesaj în urmă cu 10 minute, adică cu o jumătate de oră înainte de programarea ei, că nu mai poate să mai ajungă. Dar, na, eu i-am oprit avansul, nu mai pot să-i mai dau avansul înapoi, pentru că m-a anunțat cu o jumătate de oră înainte de programare și așa vă sfătuiesc și pe voi, indiferent ce afacere ați avea, nu știu, torturi, aperitive, o afacere, nu știu, care lucrați cu oameni, să vă luați avans, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. De exemplu, eu acum nu mai găsesc pe nimeni să mai bag o jumătate de oră, cu toate că o fată își caută loc la mine de vreo săptămână și nu am loc să o bag, am toate, cum să zic, toate locurile și toate orele pe care eu le am disponibile, le am epuizate. Dar, na, așa se mai întâmplă, iar eu mi-am salvat din cât iau eu, mi-am salvat avansul, pentru că până în final și eu plătesc taxe și eu trebuie să declar ceva, chiar dacă sunt self-employed, și eu trebuie să declar ceva la sfârșitul anului și tot așa. Deci, fetelor, dacă lucrați în, nu știu, unghii, gene, make-up, cum am zis, torturi, tablouri, nu știu, ceva, lucrați cu un om pe care nu-l cunoaște și chiar dacă îl cunoașteți, luați avans, pentru că până în final este munca voastră, timpul vostru și na, atât am avut de zis. Astăzi cred că o să fie o zi cam plină, vă zic sincer, pentru că mă duc acum la cumpărături, aștept să se încălzească mașina, de aceea am și un moment așa să vorbesc cu voi. O să merg la cumpărături, o să fac un haul alimentar, pentru că săptămâna trecută când am făcut cumpărăturile și am zis că nu vi le mai arăt, mi-a zis ca să vă mai arăt cumpărăturile, să vă inspir și pe voi. O să fac asta, cu toate că noi mai mereu cumpărăm cam aceleași chestii, adică nu e săptămână sau poate odată la nu știu cât timp mai luăm chestii noi. Da, dragilor, cred că s-a încălzit suficient mașina. Am pus și eu centura, oglinda nu s-a dezaburit. Aștept un pic. Asta din dreapta s-a desaburit, aia din stânga nu prea. O să mă duc acum să șterg cu șervețele. Sper să nu mă vadă Costi, că el nu le șterge cu șervețele, le lasă așa să se dezaburească ele, dar nu am timp. Nu am timp pentru că am o grămadă de treabă.
Uitați ce decorațiune frumoasă am găsit de Crăciun. Și apă și aici zice Try Me. Și cred că și cântă ceva, nu prea aud că e gălăgie. Vai, dar ce frumos e, cam scumpă. 30 de lire și 20 de lire cu club card. Cam scumpă. Foarte frumos, dar îmi place foarte mult. Deja au băgat. Ah, ce frumoasă e și asta. Foarte drăguță. Și aici au o grămadă. Eu vreau să-mi schimb acum decorațiunile de Crăciun. Să le fac cu roșu. Și asta ce drăguță e. Andreea, dacă ar fi după mine, aș cumpăra de acum. N-au și pe aici, nu au foarte multe, au de câteva, dar... Am revenit de la cumpărături, am luat două baxuri așa cu apă mică și două sticle de 5 litri de apă mare. Am mai luat aici două, tot baxuri, pot să le numesc, cu Coca-Cola Zero Zahăr. Să știți că dacă beți cola, noi nu le-am luat neapărat, le-am luat că vine ziua mea, mai bea soțul din când în când, mai beau și eu odată la două săptămâni, o lună. Dar le-am luat pentru că sunt la ofertă. Dacă aveți club card, plătești 7 lire jumate, dacă nu mă înșel, pe una. Și așa era 11. Sper că nu zic prostii. Și aici nu am mai desfăcut cumpărăturile. O să vi le arăt așa. Am luat un buchet de flori. Ia uitați ce frumos este. You like flowers? O pâine am luat aici. Pentru că vă iubesc. Bra pentru tine și pentru Ana. Ouă, mai am una de ouă aici. La magazin l-am găsit. Pătrunjel din acesta uscat. Mie îmi place foarte mult pentru că nu este mărunțit. După cum bine se vede, sunt frunze. Și mi se pare că dă foarte bine în ciorbă sau în mâncare, pentru că eu niciodată, azi am pătrunjel proaspăt, mâine nu am, nu știu, mi se strică foarte repede. Am mai luat aici pentru fetițe, grana padano, un fel de parmezan, sweet corn, eu mănânc și cu Alana. Sweet corn, data trecută când ți-am dat, n-ai mâncat. Da? Super! Da, lămâi am luat, niște iaurt, așa v-am mai zis eu că nouă ne place foarte mult și este un mic dejun rapid și sănătos. Te iubesc. Double cream, eu acum văd ce ură se vede arsura mea pe cameră. Încă o din aceasta de double cream pentru că le mai fac fetițelor paste. Cașcaval și acesta este foarte bun. Două de soft cheese. Cașcaval din acesta. Firma aceasta mie mi se pare foarte bună. Nu este firma Tesco. Mi se pare că este ceva mai ieftin decât Tesco. Dar să știți că sunt foarte bune. După cum bine ați văzut, am luat și cașcaval așa, și soft cheese, și cașcaval felii. Aici am luat soțului, nu știu, un salam uscat. Eu nu prea mai mănânc salam uscat pentru că mi se pare că e mult mai gras decât salamul normal și are mai multe calorii decât puiul sau altceva. Le-a luat fetițelor aici niște Kinder Bueno Eggs. Stai să plătesc așa să nu ne vadă că am mâncat suficiente dulciuri. Încă din aceasta de iaurt. Bagels pentru mine și pentru soț. Mie îmi place foarte mult acest bagels. Roșii, cred că am luat vreo 3, da, 3 am luat. Foarte bune aceste roșii. Opa. Și m-am iaurt din acela, nu-l mai scot. Bun, haideți să trecem la a doua. Le-am luat fetițelor aici niște chipsuri, doar că am văzut că sunt 45% mai puțin sare. Și am zis, de ce nu să le încercăm? Chips. Și aceasta este la ofertă, 4 lire cu club card și le-am luat, am luat una de acum, cu toate că mai voiam să mai iau, dar am zis să nu exagerez. Pentru că în perioada Crăciunului nu mai găsiți sau le găsiți la preț de 5-6 lire. Un sos de Doritos. Când o să am ziua mea de răsfăț o să mănânc.
Aici am cumpărat un Da, am cumpărat de la Tesco. Nu știu, n-am mai folosit, nu știu dacă este bun. Doar că vorbeam cu o prietenă la telefon și am avut impresia că am luat Fairy. Dar văd că e de la Tesco. Nu știu, sper să fie bun. Să facă spumă, la asta mă refer. Am mai luat pentru cafea niște oat milk. Și aici mai am ceapă. Dar n-o mai scot-o până așa deoparte. Și ultima pungă. Am luat ciupercuțe. Noi folosim ciupercuțe la omletă. Cred că peste tot folosim. Am luat acești cârnăciori de beef, de vită. Vă zic sincer, i-am luat cam acum o săptămână și am luat din greșeală. I-am luat în grabă, dar sunt foarte, foarte buni. Mi-au plăcut foarte mult și îi fac în air fryer și e super. Aici pentru prosoape și pentru hainele albe am luat acești săculeți. Sunt 5 săculeți, nu știu dacă am mai folosit. Eu nu țin minte. Pentru prosoapele albe și pentru haine, vedem dacă funcționează. Aici am mai luat aceste paste. Mie îmi plac foarte mult pentru că se fac foarte, foarte repede și le fac fetițelor o cină cât ai clipi. Castraveți am luat 2. Mi-am mai luat eu aici corn cakes, nu știu exact cum să vă zic, să înlocuiesc pâinea, dar sunt făcute din porumbs. Din porumbs, doamne, din porumb, doamne ferește. Niște biscuiței pentru fetițe. Iau ceva la mama. Ui, iubita mea, ce ești așa iubăreață, da, mama? Da! Uite, după ce mâncați ciorbiță, vă dă mamei biscuiței. Aici, pentru că mi-am luat termomix, o să vi-l arăt imediat. Probabil cei care mă urmăriți pe Instagram ați văzut. Kids, stop fighting! Am întrerupt un pic, că s-au luat fetițele la ceartă. Catalea nu voia să-i scrie Alana pe foaie, Alana îi trăgea foaia și tot așa. Vă ziceam aici că am luat aceste paste orzo, le-am văzut la Priscila, pentru că mi-am luat și eu Thermomix. Dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil ați văzut, l-am primit de ieri. Oh, iubita mea, le-am primit de ieri. I love you from my heart. Și am văzut că Priscila a făcut ceva foarte interesant cu aceste paste. O să încerc și eu și o să caut. Am mai luat aici niște roast chicken, tot așa feliate. Banane, foarte sărăcuți la banane, vă zic sincer, numai stricate, vechi. Dar erau foarte puține și acelea au fost mai ok. Niște ham, pentru fetițe ham. Doritos, că v-am zis că o să am eu seara mea de răsfăț. Eu am cumpărat acestea, un fel de, nu știu cum să se numesc, budincă? Sper că zic bine. Le-am cumpărat în urmă cu ceva timp și mi-au plăcut și au și foarte puține calorii. Merg foarte bine ca și gustare. Au 63 de calorii pe un din acesta, pe o porție. Am luat o varză și aici din nou pentru fetițe niște ham. Și pe toate cumpărăturile pe care le-ați văzut am dat 103 lire, dacă nu mă înșel, înainte de Club Card și după Club Card am dat 95? Da, atât am dat. Fetițelor le-am pus un film pe Netflix, ceva cu un cățeluș care intră în probleme, iar noi setăm aici termomixul. De-abia aștept să gătesc în el. A ajuns de fapt de joi seară, doar că joi seară nu am avut timp să-l fac. Și ieri tot așa n-am avut timp și nici n-am știut parola de la internet, că te pune să bași parola de la internet. Și acum îl reglăm. Vedem ce și cum. De-abia aștept. Este aproape 12 și n-am apucat să fac curățenie, vă zic sincer, decât am spălat. De fapt, ați văzut, am fost la cumpărături, am curat în frigider, am spălat niște haine, am ales niște haine, am făcut termomixul și acum vreau să bag acești cârnăciori de beef la air fryer. O să aleg aici air fry la 200 de grade și dau drumul să se preîncălzească. Și la 2 trebuie, că fetele vor și niște cartofi, dar eu nu o să fac cartofi. Eu nu o să mănânc cartofi, asta am vrut să zic. Cred că o să fac cu niște
sau să văd, să le întreb. Catalea zicea că vrea și niște garlic bread. Vedem acum. Le las să preîncălzească un pic, iar apoi o să pun acești cârnăciori. Gata și prânzul meu. Mi-am făcut un pic de salată. Doi cârnăciori din aceștia. Știu, arată cam ciudat, dar să știți că sunt foarte buni. Probabil că nu sunt prăjiți sau ceva, v-am zis, eu am făcut la, la air fryer. Și o felie de garlic bread. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haide. Cine citește? Spui tu sau vă citește mama? Eu. Haide să vă citească. Ești cu noi? Nu vrei să vii aici cu noi? Să citești cu noi? Citești book acolo? Hai să citim. Frunze de toamnă. Era o zi splendidă de toamnă și, deși bătea vântul destul de tare, învățătoarea, domnișoara Alina se hotărâ să facă o plimbare împreună cu toată clasa. De acum ajunseseră în parc. Alina îi conduse spre unul dintre cele mai încântătoare locuri din parc, unde se afla un mic lac înconjurat de copaci. Copiii se apucară să hrănească rățușele care înotau pe lac. Fiindcă începe să se răcurească vremea, tot mai multe animale caută de mâncare, îi învață Alina. Nici nu termină bine că Ana și Diana observă o veveriță roșcată care se cațără repede în cel mai apropiat copac, ținând ceva în lăbuțe. What's that, babe? B, uh-huh. A, uh-huh. Is a... T... T. Da. R. R, bravo. O. Da. And it's in your name. It's my name? Uh-huh. But how is not my name? I it's don't... L. Dar de ce n-ai mai vrut să mai faci nani? What? Because what? De ce n-ai mai făcut naniță? Cine e acolo? Alana? Alana. Ce face Alana? Cu minte? Alana s-a trezit la 6:30. Așa e? Le-ai, le-ai pe amândouă? Trebuie să spună mamă că nu mai aia. Da, mami? Da, mami? Vreau să
My week, ia să vedem unde am adăugat. Vreau să le fac fetelor să mănânce. Acum am terminat, am avut cliente astăzi și abia acum am terminat. Ceasul este vreo 5 aproape. O clientă am făcut-o cu fetițele, dar am avut noroc că Lana a adormit. Ok, haideți, vreau să fac creamy chicken and sun dried tomatoes pasta. Ok, eu nu am câteva ingrediente, m-am uitat, dar o să fac cu ce am. Aveți nevoie de 70 de grame de ceapă care este tăiată, 2 grăunți de usturoi, pătrunjel, dar eu nu am. Am decât din acela uscat și o să pun din acela. Busuioc, din nou, nu am și să mă uit dacă am uscat și poate pun uscat. Chili nu o să pun pentru că o fac pentru fetițe și nu așa. Eu nu am din acestea uscate. O să pun, cred că o să pun fresh, văd eu. Butter am. Chicken, adică piept de pui, trebuie tăiat în 2-3 cm. Wiping cream, adică frișcă lichidă, cred că îi spune, sper că zic bine și nu zic prostii. 350 de grame de apă, vin alb, eu nu o să pun pentru că nu am și... Bine, de fapt am, dar fac decât pentru fete și nu vreau să pun. Aici mai am o pastă pentru cu pui. Eu nu am din aceea, singurul stock pot, eu am așa stock pot și este de legume, cred că o să pun unul din acesta și 250 de grame de paste pene. Extrem de multe calorii, 703 calorii pe o porție și eu mănânc 1200 de calorii pe zi, deci mi-aș lua o masă din aceasta și deci aș avea două mese, foarte, foarte puțin. Bun, haideți să vă zic și cum facem. Pentru mine este pentru prima dată când fac, n-am mai făcut până acum. Ar trebui să am timp de preparare 10 minute și în total 30 de minute și ar veni 4 porții, fetele o să mănânce 2 și o să-i mai las și soțului. Ok, trebuie să punem ceapa, usturoiul, busuiocul, pătrunjelul, chili, acele roșii. Hopa, ce-am făcut? Ah, cred că am dat drumul la... Of, să le punem în bol și să le mixăm 5 secunde la treapta 7, apoi... amestecăm cu paleta 3 minute la 100 de grade Celsius la treapta 1, adăugăm puiul, wiping cream-ul, apa, vinul și acel stock pot 10 minute la 100 de grade Celsius, adăugăm și pastele și le gătim 7-10 minute tot la 100 de grade Celsius. Catalina nu vrea să sufle nasul și acum trage de nas. Până când pastele sunt deja făcute. Și cam atât am trebuie. Haideți să vedem ce iese. Și eu sunt curioasă. Am adăugat și pieptul de pui. Acum trebuie să adaug 250 de grame de wiping cream. Eu folosesc... eu am double cream, dar cred că merge. Ia, stai să vedem. 950. Cred că mai trebuie să mai adaug. Noroc că mai am una. Îmi arată aici 117. Mai du să mai iau una. Dar cât are asta? 270. Ceva nu merge bine. Da, las așa, pentru că pe asta scrie 270. Nu știu, ceva nu merge bine. Dau next.
350 de grame de apă. Ia să vedem acum cu apa. Da, cred că am adăugat eu prea târziu, pentru că acum mi-arată 107. Vai, deci mi-au dat lacrimile de la ceapă. Este o ceapă foarte iute. Am dat skip la wine, pentru că eu nu pun. Acum o să pun... Chiar o să mă uit de chicken stock past. Nu știu, chiar nu... O să pun stop potul acesta, dar mai chestii de legume. Așa, și acum adaug cealaltă din nou. Capacul. Trebuie să-mi cumpăr un trepied neapărat. Bun. Ia să vedem aici. Speed. Nu, speed. Ba nu, asta cred că era. Da, și-o las acum. A, da, pentru că v-am zis că nu știu ce înseamnă asta. Deci acum el a amestecat. Nu acela de tăiat. Am schimbat de aici și e gen amestecă cum am amestecat noi cu lingura. Wow! Acum trebuie să aștept 9 minute și 10 minute cred că au fost. Doamne, sta așa de curioasă. E pentru prima dată, v-am zis, l-am folosit dimineață sau nu v-am zis, cred că v-am arătat. Când am făcut ouă fierte, au ieșit superbe ouăle, exact așa cum plac mie, nici prea moi, nici prea tari. Super bune și asta e a doua oară când îl folosesc. Dacă urmați toți pașii, cu siguranță n-aveți cum să dați greș. Zic și eu, nu știu, vedem la sfârșit, vedem ce verdict dau fetele. Mi-au căzut și pastele pe aici, pe jos. Știu ce am greșit mai devreme, am uitat să dau aici tară. Cam așa arată până acum, ziceți că este o ciorbă. Dar acum adăugăm pastele. Noroc că mai am paste pe mine. Ia să vedem aici. Vedem dacă pot așa, cu o mână, așa, cu o mână să filmez, cu o mână să pun. Să fiu atentă și în două locuri, da, mami? Ok, acum dăm next și trebuie să setez aici așa cu lingura și gata, acum 7 minute. Și apoi, dacă mai este nevoie, mai trebuie să mai prelungesc cu 3 minute, numai dacă este nevoie. Aici cred că depinde cum preferați voi, dacă vreți pastele mai al dente sau dacă le vreți bine făcute. Nu știu exact dacă am făcut eu ceva greșit, doar că ați văzut, am lăsat acolo... nu mai țin minte cât era, oare 7 minute? Am lăsat 7 minute și apoi am desfăcut capacul să verific cum sunt pastele și vă zic sincer, erau cam nefierte. Așa că am mai dat un program cam nefierte ca lumea, adică nu erau nici al dente, nu, adică nu, nici n-am putut să le tai, vă zic sincer, erau foarte tari. Era pasta foarte tare, că am încercat decât una. Așa că am mai dat 11 minute. Cu siguranță. Pe pachet scrie, cred că trebuie să le lași 15 minute și am dat așa cât să fie, na, mie, fetele mele și nouă, eu de obicei gătesc pastele foarte bine făcute, adică cele al dente le las decât cele spaghetti când fac paste cu creveți. Dar nu vreți să știți ce bine miroase. Miroase extraordinar de bine. Sunt curioasă după aceste 10 minute. O să mai întreb că sunt înscrisă pe un grup. Să vedem dacă am făcut ceva greșit. Dar nu cred. Nu știu, vedem. Vedem la sfârșit. Ok. Cam așa trebuiau să arăte. Și ale mele sunt un pic cam cremoase. Adevărul e că s-au, cum să vă zic... sau cam zdrobit așa pastele, cred că 10 minute au fost cam mult. Cred că trebuia să le las totuși 5. Dar să știți că miros destul de bine. Încă sunt paste acolo, doar că al meu a ieșit mai cremos. Oare am greșit eu ceva acolo la cântar? N-am pus eu suficient sau am pus prea mult apă sau... Nu știu exact ce am făcut, dar cert e că arată ok, miroase ok. Uleu, ce m-a speriat. Îmi lasă și mie gura apă, înghit în sec, vă zic sincer. Le-am pus fetițelor acum în farfurii, cu toate că aveți și cam multe, 4 porții. Parcă nu știu. În fine, o să mai mănânce soțul diseară. Vedem. Deci nu mă criticați, că asta este prima rețetă. Așa că pe timp ce o să lucrez la Thermomix, o să mă îmbunătățesc și o să mă îmbunătățesc rețetele. Deci vedeți, trebuia să iasă mai așa, mai se vadă pastele. La mine ești așa un pic ca o tocăniță. Tocăniță de paste.
Vedem acum ce zic fetițele dacă mănâncă. A, sau probabil, gata, cred că știu, acum mi-a venit în minte, cred că a ieșit așa cu mai multă zeamă. Aoleu, ce m-a speriat! Că eu nu am pus roșii uscate, am pus roșii normale. Asta să fi fost problema? Nu știu, sau poate mai multă apă? Nu știu, stai să dau aici finish. Finish? Gata. Și o să caut acum să vedem ce gătesc mâine. Am dus să văd ce fac fetițele. Acum am pus să spăl Thermomix-ul, deoarece se spală singur, așa arată. Am mutat mâncarea într-o caserolă. Am pus un litru de apă și acum pun un pic de pur. Ia să vedem. Așa, ia să-i punem. Așa un pic să-i pun capacul. Nu mă pot descurca, trebuie neapărat să-mi cumpăr un trepied, pentru că celălalt nu știu dacă v-am zis că mi s-a stricat. Opa. Așa. Universal oare? Fat, haideți că dau pe fat. A, nu mai merge acum. O să mai dau apoi odată. Ești fetiță mare? Da. Da, cât de mare, mami? Ia, așa? Așa. Așa, iubitule. Cât de mare ești tu? Ești mare, mare? Da. Și mai faci și prostii? Ha? Îi spune nu? Nu. Dar ești cu minte? Da. Da, bravo, mami, bravo, puiule. Opa, te speli și pe față? Do you want to wash your face? Hi. No, we need to wash the teeth. Hands. Bine, mami. But why you just open it? Because I want to brush your teeth. Mommy, no. I don't need your help. You don't need my help? No. Why? Because I'm gonna wash my teeth for myself. Haide, viță, spală mânuțele, mami. Spală și pe aici, uite, și pe aici. Așa, mama. Păi, scrub. Scrub, how mommy show you? Like this? Așa, iubito. Hai, dă să stoarnă mămița apă. Dă-te mai așa, mai aproape. Fast? I'm like cold. Da? Yeah. And after that, after you brush your teeth, mommy have to check, yeah? Yeah. Ha. Look here. Stăm un pic mai încet. Da? O stingem pe asta caldă și lăsăm de pe aia rece, da? Și cum te-am învățat, mami? Și aici în față? Și în față? In front? Like this? Well.